Salutare, sunt David, iar în acest videoclip o să vă prezint motocoasa BC427 de la Evotools. Există mai multe variante, așadar vă recomand să le luați după cod HGT680359, o motocoasă de 1,8 cai putere. După cum bine puteți observa, motocoasa este în pachetul de livrare, o să vină livrată în două pachete, aceasta, o cutie în care găsim motocoasa și accesoriile, plus pachetul suplimentar în care găsim tija. Haideți să o desfacem împreună, vedem ce se află în cutie, o asamblăm, după care o să o și testăm. Am mai testat un model similar, găsiți videoclipurile pe canal, o motocoasă multifuncțională, tot la fel se numește BC427, dar este de 1,9 cai putere, aceasta este de 1,8 cai putere, suficient, aș zice eu, pentru operațiunile pe care le desfășurăm în gospodărie. În primul rând, în pachet, vedem că vine livrată cu un ham dublu, ceea ce zic eu că ne avantajează. Vreau să-l văd puțin îndeaproape. Suport cu burete pe spate. Aici o protecție din cauciuc, destul de groasă pentru picior. Văd că are și un sistem rapid de eliberare. După cum vedeți, trageți și se eliberează cârligul de pe motocoasă. La fel cu un cuplaj rapid. Exact așa arată, stă agățat aici. Cleme rapide, un ham bun, interesant și probabil și confortabil. În pachet mai primim un cap de tăiere cu fir care este rapid. Aici pe el avem două săgeți, ce ne indică linia firului. Vedeți, o săgeată aici plus una aici. Odată aliniate săgețile, putem introduce firul dintr-o parte în cealaltă parte și putem răsuci de el ca să putem rula firul mai ușor în interior, fără să ne mai chinuim să desfacem capacul. Este tap and go, bineînțeles, se lovim de pământ și eliberează firul automat. Mai găsim o trusă cu unelte și șuruburi în pachet, capul din partea din față, o sticlă de amestec pe care o să o las aici, mânerul din partea stângă, foarte important, găsim aici oala ambreiajului, găsim apărătoarea, cuțitul nu este montat, va trebui să-l montăm, un disc, o pereche de ochelari, aici avem suportul pentru mânere și bineînțeles motocoasa cu maneta de accelerație și cablul atașate. Mai avem manualul de utilizare pe care vă recomand să îl citiți și să respectați întocmai recomandările oferite de producător. O să scot și tija din acest suport, pentru că aici la montaj va trebui să acordăm puțină atenție. Dacă îl faceți greșit de la bun început, va trebui să desfaceți toată motocoasa și să o asamblați din nou. Aici avem tija, este cu ax canelar, cu tija canelară, bineînțeles, în interior. Și foarte important, aici va trebui să ne orientăm pe tija. Vedem că are două orificii, un orificiu aici, iar unul aici în partea de sus. Aici în partea de sus o să vină prins apărătoarea, iar aici sistemul de tăiere, capul acesta reductor. După cum vedeți, în momentul în care îl introduc aici și le aliniez, orificiul din tijă trebuie să fie direct pe poziție. Se cred că se poate vedea ca acest cap de tăiere împreună cu motocoasa să fie aliniate. Așadar, primul punct al montajului va trebui să-l faceți exact așa cum l-am făcut eu aici. În pachetul de livrare găsim trusa de chei și bineînțeles toate șuruburile de care avem nevoie. Vă recomand să faceți exact așa, ca să nu stați să le căutați prin trusă. Le golim toate pe masă. Ele nu se pot pune altundeva decât unde le este locul, să zic așa. Șuruburile acestea mici de obicei se folosesc aici, le știu pentru că eu am mai montat deja alte modele. Acesta pentru apărătoare vine exact aici. Avem imbusurile pentru montaj în pachet. El își face filet direct în bară. O să-l desfac acum de tot ca să se apropie bine de bară, după care o să-l strâng din nou. Bun. Aici alt șurub mic. Găsim orificiul, introducem șurubul, ne asigurăm că este perfect aliniat capul de tăiere cu bara, strângem puțin cu mâna, după care îl putem strânge cu un imbus. Aici avem aceste șuruburi care au piuliță și contrapiuliță. Bun, avem patru șuruburi lungi care sunt pentru a fixa această oală a ambreiajului. După care avem cuțitul cu cele două șuruburi pentru apărătoare. Punem cuțitul aici. După care luăm șurubul 1 și 2, o să-l strâng pe primul, prima dată, după care îl strângem și pe al doilea,
Bun, acum putem să montăm direct apărătoarea pe tijă. E mai ușor din această poziție. Pentru apărătoare avem acest șurub cu piuliță, vine pentru blocator, acesta de fixare sus, acestea care au șaibă simplă și șaibă de tip Grover vin pentru apărătoare. Strângem puțin cu mâna, aici și aici, după care folosim gimbusul, le strângem mai tare, nu trebuie strânse exagerat. Bun, avem apărătoarea montată, avem acest cap reductor montat, aici avem șuruburi pe unde putem vedea dacă este gresat sau nu. În cazul în care nu este gresat, vă recomand să băgați vaselină grafitată în interior. După care trecem la montajul ambreiajului. Aici avem ambreiajul motocoasei, va trebui să montăm oala ambreiajului aceasta. Foarte important să urmăriți pe tijă, să țineți motocoasa partea de jos în această poziție de cosire și să urmăriți unde este orificiul de pe țeavă. Vedem că orificiul este în partea aia de sus, așadar acest șurub de ghidaj va trebui să fie în partea de sus. Destul de simplu, zic eu. Îl punem în această poziție, luăm șuruburile de fixare, le strângem pentru început cu mâna ca să nu calăm filetul. Toate patru sunt la fel. Aici o să folosesc o altă cheie ca să meargă mai repede. Ok, odată montate în această poziție, putem să introducem tija. O să las cutia deoparte deocamdată. Înainte să fixăm tija de corpul motocoasei, introducem suportul pentru ham, după care blocatorul pentru suport. Aici va trebui să punem și ultimul șurub rămas. După care introducem tija aici. Rotim puțin de ea să vedem dacă merge. Dacă nu merge, rotim puțin din partea din față să se rotească axul. Așa. Aici avem grijă să fie aliniate găurile. După care introducem șurubul de ghidaj. Acesta trebuie să se înșurubeze foarte ușor. Astfel vă asigurați că partea din față este perfect aliniată cu partea din spate. Strângem foarte bine aici. Mai avem un șurub de dimensiuni similare cu cele de la oala ambreiajului, dar mai mici, tot așa, cu șaibă normală și șaibă Grover. Îl introducem aici. Acesta o să facă fixarea definitivă. Strângem. Iar aici, la blocatorul pentru suportul de la ham, avem acest șurub pe care îl punem dintr-o parte în cealaltă, iar aici avem locul special pentru această piuliță. Îl fixăm și pe el pe bară, astfel încât hamul să nu se ducă foarte sus. Cred că undeva aici este poziția pentru mine, dar acesta bineînțeles că se poate regla, astfel încât suportul de la ham să nu poată urca mai sus. În continuare avem aici două șuruburi pe suportul de la mânere. Le desfacem. Vedem că are și garnituri pentru a fixa mai bine acest suport și să reducă puțin vibrațiile. Îl montăm aici, cred că aici ar veni undeva. Bineînțeles că și acesta se poate regla. Punem partea de jos, după care introducem șuruburile. Nu le strâng foarte tare momentan, pentru că vreau să văd exact cum este aliniat. O să mai rotez puțin de el, iar acum pot să-l strâng. Odată fixat, putem să ducem mânerul pe sub bara motocoasei. Aici avem mânerul cu comenzile motocoasei. Desfacem șuruburile, nu trebuie desfăcute de tot. Ok, vă recomand să vă luați un reper pe la mijloc, țineți degetul așa pe țeavă și îl introduceți fix până acolo. După care introducem și al doilea mâner până în el. Exact așa. Strângem puțin, puțin șuruburile, astfel încât să le mai putem orienta, dar să stea în poziția normală. Le aranjăm puțin în poziția cum credem că ar fi bine, după care, dacă mai e nevoie, mai umblăm și le modificăm poziția și putem începe să strângem șuruburile, alternativ, în cruce. Bun, în acest moment ar mai rămâne de făcut doar să fixăm cablul acesta aici, de tijă, cu o bridă, nu o am momentan, dar vă dați seama cum se face și o să o puteți fixa voi. Acum haideți să trecem la partea de motor, să vedem cum se asamblează, cum facem amestecul de benzină cu ulei și ce specificații tehnice are. Este o motocoasă de 1,8 cai putere, dotată cu un motor de 42,7 cm3. Bineînțeles, pe benzină și fiind în doi timpi, va trebui să ne ocupăm și de amestecul ulei-benzină. Eu am deja un amestec făcut aici.
Uleiul pe care l-am folosit este acesta de la Evotools, cod HGT674034. Producătorul recomandă 40 de ml de ulei la 1 litru de benzină. Mie personal mi se pare puțin cam mult, s-ar putea să dăuneze mai mult decât să ajute. Am făcut amestecul cu 28 de ml la 1 litru de benzină. Puteți să faceți la fel între 25 și 30 de ml de benzină. Aici avem comenzile motocoasei, puțin mai diferite față de alte modele. Aici avem șocul închis, închis pe jumătate și deschis. În poziția închis îl ținem cât pornește, după care îl coborâm la jumătate până se încălzește puțin sau îl coborâm de tot ca aia să rămână la relanti. Avem și o pompiță de amorsare aici în partea de jos. Butonul de start este pe mâner, 0 și 1 și tot aici avem și un buton de blocare al accelerației pentru atunci când facem prima pornire. După ce a pornit, apăsăm o dată și revine la normal. Haideți să facem alimentarea cu benzină și să încercăm să facem o pornire, după care facem și câteva teste. Bușonul văd că este destul de ușor accesibil, dar o să folosesc oricum o pâlnie ca să nu dau pe jos. Acest model de motocoasă are Easy Start, un sistem ce o ajută să pornească mai ușor. O să facem acest lucru împreună. Practic cumva reduce efortul din ața demarorului și nu mai trebuie să depunem atât de mult efort atunci când tragem de sfoară. Aici avem pompița de amorsare. Vă recomand să apăsați de câteva ori pe ea până se umple. După ce s-a umplut, mai apăsăm de 3 ori. 1, 2, 3. Comutăm șocul în poziția de închis, butonul în poziția de start, blocăm accelerația, așa, și haideți să tragem de câteva ori să vedem dacă pornește. La primul semn de pornire coborâm șocul, de fapt îl orientăm în poziție de închis parțial, după care deschis. Bun. Ok, a pornit foarte ușor, la a patra sfoară cred că. Ce am uitat să fac este să pun capul de tăiere. Cu capul acesta de tăiere o să și testăm. Nu o să folosesc discul momentan pentru că terenul pe care o să cosesc nu este foarte drept. Aici în partea din față treaba este cât se poate de simplă. În acest moment avem toate accesoriile montate. În mod normal, sistemul funcționează invers a celor de ceasornic, adică este cu filetul pe stânga, putem să zicem. Practic, se desface dacă rotim spre dreapta și se strânge spre stânga. Aici avem în carcasă un orificiu unde putem să introducem o cheie sau un imbus, să blocăm axul, exact așa, după care, folosindu-mă de cheie, rotesc spre dreapta, să desfac piulița și o să las să coboare toate accesoriile. Așa arată. Foarte, foarte important și de reținut. Acestea se folosesc atunci când utilizăm motocoasa cu disc, iar acesta va trebui să rămână în permanență pe motocoasă. Vedem că aici avem orificiul de blocare al axului. Dacă nu punem acest dispozitiv, există riscul să blocăm accesoriile și să nu le mai putem desface. Introducem acest dispozitiv, această flanșă, după care avem capul de tăiere cu fir, rotim spre stânga să se strângă. În mod normal trebuia să întorc motocoasa cu capul în jos să fie mai ușor, dar pot să fac asta și așa. Bun, este gata, el oricum o să se strângă în timpul mersului, firul o să lovească cuțitul de pe apărătoare și o să se scurteze automat. Haideți să o punem și la treabă. Acum încerc să-mi pun acest ham, după cum vedeți, are o protecție foarte mare aici pentru umeri și sistemul este foarte rapid, o clemă aici, avem reglaje aici, o să trag de ele, să-l aranjez puțin. Pe spate stă foarte bine, văd că am o protecție și aici, pentru coaste. Pot să-l întind un pic și aici. Și gata! Foarte ușor de asamblat, sistemul simplu de eliberare, pot să iau cârligul cu mine, să-l agăs de motocoasă, butonul în poziția de start. Și... gata!
Ia să văd dacă o pot porni fără să dau jos de pe ham. Bun, haide să o testăm. Bun, am ajuns la locul cu pricina. Am aici ceva urzici mai mari. Încerc să mai pornesc tot așa. Super! Foarte confortabilă această protecție aici. Hai să prelungim puțin firul. Cred că este suficient pentru cât am testat-o. Sincer să fiu cu voi, nici nu-mi vine să cred că această motocoasă are doar 1,8 cai putere. Diametrul de tăiere este foarte mare, 440 de mm, 44 de centimetri. Ați putut observa și voi că se descurcă nemaipomenit. Văd că deja s-a încălzit, începe să se ardă puțin toba. Am băgat-o direct într-un test mai serios, să zicem așa, pentru o demonstrație. Vă recomand ca pentru rodaj cel puțin 24 de ore să încercați să o menajați puțin. În ideea în care să cosiți o iarbă ceva mai mică, să nu mențineți accelerația la maxim prea mult timp și să faceți pauze de cosire, să zicem din 10 în 10 minute, pentru a-i prelungi durata de viață. Îmi place că este foarte bine reglată din fabrică, ușor de asamblat, odată pusă în funcție ați văzut că pornește foarte simplu, la rece, la cald. Deci reglajul de fabrică este foarte bine făcut. Nu știu să vă zic de consumul de carburant, dar rezervorul are 1100 de mililitri, adică 1 litru și 100 de mililitri, suficient zic eu pentru o arie mare de cosire. Cu firul o să se forțeze cel mai mult, categoric cu discul o să meargă mult mai ușor pentru că discul se învârte destul de mult și din inerție. Aștept părerile voastre jos în secțiunea de comentarii, să-mi scrieți dacă vă place, dacă nu vă place sau ce părere aveți despre această motocoasă. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, în descrierea clipului găsiți un link către honest.ro unde aveți structurate toate detaliile de natură tehnică. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!